27 martie Ordine în gândire și acțiune Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște minima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Psalmii 139 cu 23 Există rele pe care omul le poate atenua, dar care nu pot fi niciodată înlăturate. El trebuie să învingă obstacolele și să controleze circumstanțele, în loc de a se lăsa determinat de acestea, Talentele sale trebuie să fie exercitate ori de câte ori este posibil, cu scopul de a instaura armonia și ordinea în locul confuziei. Dacă se va ruga, Dumnezeu îi va acorda ajutorul său. Omul nu este lăsat singur să lupte împotriva încercărilor și ispitelor, numai prin intermediul propriilor sale puteri. Ajutorul vine de la cel care este atotputernic. Isus a părăsit curțile împărătește ale cerului, a suferit și a murit într-o lume degradată de păcat. Tocmai pentru a-l învăța cum să suporte provocările vieții și cum să învingă ispita. Viața sa este un model desăvârșit pentru noi. Mărturii pentru comunitate, volumul 5, pagina 312. Liberați prin Duhul. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Efeseni 4, cu 22 și 23 Omul, omul de căzut poate fi transformat prin înnoirea minții, astfel încât să poată deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum deosebește el aceasta? Prin Duhul Sfânt care pune stăpânire pe mintea, Duhul, inima și caracterul său. Gunoiul principiilor și practicilor dubioase trebuie înlăturat. Domnul dorește ca mintea să fie înnoită și inima umplută cu comorile adevărului. Adevărul are putere de a înălța pe cei care îl acceptă. El are o influență sfințitoare asupra minții și caracterului. Numai printr-o perfecțiune continuă, atât a puterilor intelectuale, cât și morale, putem spera să răspundem intenției creatorului nostru. În alta noastră chemare, pagina 103.